Eliminarea de timbru din februarie a dus la o explozie de înmatriculări de mașini second-hand importate. În prezent se derulează un studiu cu privire la cantitatea de emisii de carbon, centralizându-se datele de la Registrul Auto Român. Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului a propus două variante pentru stabilirea taxei auto. Fie taxarea o singură dată pe toată durata de viață a autovehiculului, fie o dată pe an, în funcție de nivelul de poluare al acestuia. Unii cetățeni cred că ar trebui limitate înmatriculările. Atunci de ce nu limitează importurile de second hand, de mașini second hand? Ăsta e guvernul tâmpiților și atâta tot. După părerea mea personală, eu zic că e bine. De ce e bine? Pentru că s-au mulțit mașinile care sunt jafuri și încurcă foarte rău circulația. Deci zic că într-un fel ar fi bine să o bage, să o reintroducă taxa de mediu. În timp ce altor cetățeni, această măsură li se pare prea mult. Prea multe sunt implicate pentru mașina că e vechi, că e de, să cum zice, mare ca volum sau nu știu ce. E prea mult. Deci nu este ceva normal. Vă spun și sincer, acum ia omul o mașină, deci n-apucă să o plătească că deja intră în fel și fel de, cum, eu știu. Deci mie nu-mi convine unul, nu-mi convine. Am și eu copiii care au mașini și ca oricare, orice, salariile nu sunt atât de mari și trebuie să plătești orice taxe pentru mașină. Și nu plătești la timp, se acordă un surplus de mai mare. În primele 6 luni ale acestui an, în județul Gorj au fost înmatriculate 14.350 de autovehicule. Dacă taxa de înmatriculare auto a fost revizuită în dese rânduri pentru ca în februarie să fie scoasă definitiv, impozitul auto anual a rămas neschimbat în ultimii 10 ani și se bazează doar pe capacitatea cilindrică.